Nu acum, nu încă, de Rohili Milecani. Am întrebat-o pe Agi: te rog, pot să iau o cocoașă? Nu acum, copile, poate mâine. Dar nu am vrut să aștept până mâine. Am întrebat-o pe Agi: pot să merg afară să mă joc cu prietenii mei? Nu încă, copile, poate după somn. Dar nu am vrut să aștept până după somn. Am întrebat-o pe Ma: pot să port aceste haine noi? Nu încă, copile, dar le poți purta atunci când mergi în oraș. Dar nu am vrut să aștept până să merg în oraș. L-am întrebat pe tata: pot să deschid această cutie frumoasă? Nu acum, nu încă, trebuie să aștepți. Dar nu am vrut să aștept, deloc. De ce oamenii mari spun adesea: nu acum, nu încă? În acea noapte am mers la somn simțindu-mă furios. A doua zi m-am trezit de vreme și am mers în bucătărie. Agi a spus: acum pot să mănânci aceste gogoși. Agi a spus: acum putem să jucăm cricket. Ma a spus: acum poți purta hainele cele noi. Tata a spus: acum poți deschide această cutie. Și cu toții au spus: la mulți ani! Sfârșit!